Un atribut necesar fiecărui automobilist este trusa medicală obligatorie. Dar anume din cauza obligativității acestui element pentru a susține revizia tehnică, trusa medicală are o componență formală și din materiale nu prea calitative, care în caz de necesitate sau urgență nu va fi în stare să acorde ajutorul atât de necesar celui suferind. Propun să analizăm în această ediție cum trebuie să arate o trusă medicală a automobilistului de care să fii mândru. Desigur, dacă dorești doar să treci revizia tehnică și de a bifa aliniatul că trusa medicală există, poți cu încredere să procuri o trusă medicală propusă de unele farmacii. Dar în caz că dorești să te asiguri mai bine și să fii la maxim pregătit pentru diverse situații în călătorii, trusa medicală va trebui inițial ajustată și completată. Majoritatea din noi probabil cunosc doar superficial componența trusei medicale din propriul său automobil, iar unii nu s-au uitat în ea cu ani. Iar în caz de urgență sau necesitate, este destul de mare șansa că nu vor ști corect cum să folosească unele componente ale trusei medicale. Iar calitatea materialelor din trusa medicală standard este o altă dilemă. Dacă întrebați părerea unui specialist din asistența medicală de urgență despre calitatea materialelor din trusa medicală, atunci aceștia nu vor avea o părere prea bună. Vorbind la concret, tifonul adesea este de o calitate proastă și se va rupe la încercarea de a aplica un pansament compresiv. Trageți atenție și la calitatea foarfecelor din trusa voastră medicală. Acestea mai degrabă seamănă cu foarfecele dintr-un set croitoresc destinat copiilor, proiectat în acest fel ca copiii să nu se taie cu el. De asemenea, cel mai probabil, trusa medicală conține și o pereche de mănuși de unică folosință, care mai degrabă seamănă cu acele mănuși care le folosim în supermarket atunci când alegem morcovi sau cartofi. Și nici de cum cu acele mănuși medicale care ar trebui să asigure într-adevăr o protecție. Unele semne de întrebare ridică și garoul din setul trusei medicale standard, care mai degrabă seamănă cu elasticul de la lingerie intimă și nici de cum cu acel atribut medical în stare să salveze vieți. Luând în calcul părerea mai multor lucrători medicali, haideți să proiectăm o trusă medicală de care într-adevăr să te simți mândru. Drept suport, luați o geantă de mărimea și forma unui mini ghiozdan. Elementul de bază, indispensabil în orice trusă medicală, este desigur tifonul medical steril destinat pentru bandajarea rănilor și plăgilor. Pentru prelucrarea rănilor și a plăgilor folosim soluție de clorhexidină. Aceasta este ieftină, aceasta este suficientă ca volum și nu doare la aplicarea pe rană. De asemenea, spre deosebire de soluția de iod sau verde de briliant, clorhexidina nu colorează tegumentele. Plasturile pentru fixarea tifonului este un alt atribut necesar în trusa medicală. Alegeți un plastur calitativ care nu se va desclia la cea mai mică atingere sau contactul cu lichidele. De asemenea, sunt binevenite și plasturile bactericide, precum și șervețelele umede cu alcool etilic pentru prelucrarea tegumentelor. Un alt tip de tifon absolut necesar în trusa medicală a automobilistului este tifonul medical elastic, care poate fi folosit la aplicarea atelelor, dar și a bandajelor compresive. Dacă să ne referim la unele medicamente, atunci în trusa medicală ar fi rațional să aplicăm carbunele activat, mediu simplu, dar care este indicat în caz de intoxicații, care, apropo, nu sunt excuse în drumurile îndelungate. Nu uitați, carbunele activat se administrează câte o pastilă la 10 kg corp. Pe lângă carbunii activat, nu ar fi rău deloc de aplicat în trusa medicală un blister de levomicetină, care este un antibiotic cu spectru larg de acțiune. Raționamentul constă în a preveni complicațiile inflamatorii, ca urmare a contactului rănilor cu mediul înconjurător. Nimeni nu este asigurat de crize hipertensive sau cineva din apropiații noștri atunci când ne aflăm într-o călătorie îndelungată. De aceea, într-o trusă medicală bine organizată,
este obligatorie prezența preparatelor antihipertensive, cum ar fi captoprilul. De asemenea, pentru relaxarea vaselor și a reduce spasmele, este indicată și completarea trusei medicale cu un preparat spasmolitic, cum ar fi drotaverinul. De asemenea, călătoriile îndelungate se pot solda cu dureri de diferită natură, fie cefalee, fie dureri musculare sau articulare. De aceea, în trusa medicală a automobilistului ar fi bine să fie asemenea preparate antiinflamatorii nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul sau nimesilul. Călătoriile îndelungate adesea pot fi asociate cu tot soiul de alergii. Fie de la praf, polen sau insecte, dar și alergii severe, cum ar fi edemul quinque. De aceea, în trusa automobilistului ar fi foarte indicat să se includă preparate antihistaminice, cum ar fi suprastinul sau diazolina. Acum să trecem în revistă artileria grea, adică preparate medicale care la propriu pot salva viața unui om. Dexametasona în fiole este un antiinflamator corticosteroid cu pronunțat efect antialergic, adică combate eficient reacția alergică de diferită complexitate. Tot dexametasona are un pronunțat efect de creștere a tensiunii arteriale, lucru extrem de important în cazul unor leziuni ale vaselor magistrale sanguine. Așadar, o injecție intramusculară de dexametasona la dreptul poate salva viața unui om până la sosirea asistenței medicale specializate. De asemenea, în trusa medicală a automobilistului este necesară prezența unui preparat care eficient combate durerea. În caz de accident soldat cu șoc dolor, cu contuzii ale țesuturilor moi, cu traume masive sau cu oase fracturate, este foarte necesar de a cupa șocul dolor. Și un asemenea preparat este Ketanov, în formă de soluție injectabilă. În caz de răni masive și hemoragii pronunțate, pentru a preveni pierderile masive de sânge până la venirea asistenței medicale urgente, este binevenit să aveți în trusa medicală un asemenea preparat ca etamzilatul, sub formă de soluție injectabilă. Un alt element indispensabil în trusa medicală este prezervativ, nu pentru a-l folosi la destinația lui directă, ci mai degrabă pentru a-l folosi ca rezervoar pentru apă, atunci când alt vas pur și simplu nu există. De asemenea, latexul din care este confecționat prezervativul poate fi eficient folosit la închiderea găurilor în cutia toracică în caz de pneumotorax. Nu vă zgârciți să procurați în automobilul dumneavoastră un garou medical profesional, deoarece aceasta la propriu poate salva viața unui om drag. Sigur, componența trusei medicale a automobilistului poate varia în dependență de cunoștințele teoretice, dar și posibilitățile practice ale fiecăruia. Hai să recunoaștem, nu oricine poate aplica corect un garou sau face o injecție intramusculară. Dar nu este exclus că undeva în drum, anume componentele trusei tale medicale pot salva viața unui om. Într-un final, vă doresc să aveți o trusă medicală bine gândită și fie ca aceasta să nu vă trebuiască niciodată.